Partenerii emisiunii Wine Trips România, compania Molțel, Satul German, filosofia unei locuințe cu atitudine. Vinul bun pleacă din vie și nu are frontiere, așa că ne-am hotărât să plecăm din București, de la Uva Wine Shop and Bar, adică de la Strugure, să trecem prutul către destinațiile enoturistice din Republica Moldova. Sunt Sergiu Nedelea, somelierul, iar acesta este sezonul 3 Wine Trips România. Deci să trecem prutul. Bună ziua din Republica Moldova. Când distanțele sunt mai lungi, partenerul Tarom ne este alături. Am aterizat la Chișinău. Împreună cu Wine Trips România ne pregătim de călătoria vitivinicolă. Crama ne așteaptă, vinurile sunt pregătite pentru degustare. Zic să mergem! Călătoria noastră prin Republica Moldova continuă. Wine Trips ne-a adus la Milești Mici, o locație fabuloasă, o să vedeți despre ce este vorba. Avem cel mai mare stocaj de vinuri care există în lumea asta, milioane de sticle, un record mondial este acolo ascuns sub pământ. Dar lucrul ăsta o să-l văd împreună cu Diana Rotaru, care mi-e dragă mie, un oaspete, împreună cu Viorel vom vizita toată minunăția asta. Hai să mergem să nu pierdem timp. Ne așteaptă degustarea subpământeană. Diana, bine ai venit! Dragă! Te rog! Salutare! Bine ai venit la Milești Mici! Sau cum să, bine te-am regăsit la Milești Mici! Acum nici nu știu cine pe cine a regăsit, exact. Înțelegi? Da. Bă, știi ce nu știe lumea în România? Că tu, practic, ești vedeta postului Pro TV Chișinău și e o emisiune foarte interesantă culinară acolo, din câte mi-aduc eu aminte. M-am gândit, hai să punem și vinul lângă mâncărica, acolo să vedem cum iese povestea asta. Tu vrei asta, să mă testezi sau cum? Nu chiar, dar trebuie să convingem publicul că vinul se asociază cu preparatele culinare. Nu știu, cred că ne asociem noi mai bine. Vezi, și după ținuta, adică te-am visat, dragule. Deja e parcă e cald, să mergem la răcoare. Hai să mergem la răcoare, că și mie mi-e cald. Să luăm bicicletele, ce zici? Te-ai gândit asta. Mult da. La chestia asta? Ești sigur? Da, relativ, încerc. Diana, stai așa, plimbare fără miză nu cred că e ok. Cine ajunge ultimul? Așa? Două sticle de spumant, ce zici? Da, păi stai așa, nu s-a dat startul! Ceau, gata, e start! Yeah, pa! Yeah. Am câștigat! Să dau spumantul atunci. Ah, ce mi-ai făcut, Diana? Mai și în trecut am și obosit. Păi ce să-ți fac? Da. Ești dator. Viorel, salut! Bună ziua! Bucuros să vă revăd și bine ați venit la Milești Mici. Eu ți-am zis că ajung și nu vin singur. Salutare. Am venit cu Diana. Mare surpriză. Da. Mi-am venit că am auzit că mai e câteva milioane de sticle pe aici și au mai rămas nebăute. Mai rămas, da. Eu aș spune o cifră mai mare, dar nu comentez. Da. Cum e? Zine așa două cuvinte. Unde ne duci? Care e povestea? Deci eu vă invit să încălecăm acest căluț electric. Aha, trenulețul verde. Da, și o să mergem prin cele mai mari galerii subterane din lume, care se află la Milești Mici. Deci este o mândrie națională, este un patrimoniu de stat.
Și o să avem ocazia să vedem și cea mai mare colecție de vinuri de lume și dacă avem norocul mai și degustăm o sticlă din respectiva colecție. Îmi place tema degustatului. Da, eu oricum trebuie să fac rost de un spumant că am pierdut cursa cu bicicleta. Sunt dator în acest an. Este locul cel mai potrivit, avem spumante, medaliate la concursuri internaționale, cred că... Una medaliată. Una bună din aia, foarte scumpă, adică vorbim de valoare. Da, corespunzătoare. Da, corespunzătoare. Mergem? Merge. Da, hai să mergem. Vă invit. Începem degustările sub pământene. Diana, ce părere ai de... Mie mi-e frig, se poate o păturică? Hai că rezist! Da, așa, nu o să stăm foarte mult aici, dar când stăm în locul ăsta, vreau să-l întrebăm pe Viorel. Ce se întâmplă aici? Care-i povestea? Ne-ai adus aici să vedem baricurile astea, butoaiele, nu? Da, este un loc în care noi păstrăm între cele mai bune vinuri pe care noi le avem și este... De fapt, și un experiment, un studiu, da? Pentru că noi am selectat cele mai buni vinuri de pe anumite pante care le considerăm noi mai buni, mai cu potențial de valorificare și am creat câteva vinuri roșii pe care le-am pus tot în butoaie de stejar de origine din Republica Moldova. Noi am încercat să redăm acestor vinuri exact specificul locului, caracterul regiunii în care noi ne aflăm. Deci vinurile sunt cu indicație geografică protejată codru, iar stejarul respectiv provine exact din codrii Moldovei. Eu sunt ca eleva aia, știi, care se uită la profesor cu gura căscată și ce mai spune. Mai toarnă în cazul nostru. Mai toarnă. Care e următoarea destinație? Următoarea destinație este un loc mai deosebit, i-aș spun eu, atât în vinăria noastră cât și în lume. Deci eu vă invit și deschidem locul respectiv în primul. Doamne, Sergiu, suntem în trei, e periculos. Am promis să vă aduc într-un loc inedit, deci ne aflăm în locul în care se păstrează cea mai mare colecție de vinuri din lume, înregistrată în cartea recordelor Guinness cu 1,5 milioane de sticle. Ei bine, între timp colecția mai a crescut, acum avem circa 1,7 milioane de sticle de vin. Să tot deguști. Da, îmi place cuvântul milioane, știi, dar în bani. Vinurile care sunt puse în colecție sunt de obicei de o valoare mult mai mare, cu un potențial de păstrare, în primul rând, ceea ce de fapt și le permite să devină mai bune în timp. Și văd că voi le aveți stocate pe ani, sunt trecuți ani, fiecare alveolă de asta, cum îi spuneți voi, cază? Cază, da. Așa are un anumit număr de sticle, nu o colecție? Da. A, uite, scrie exact, acolo, da. 923 de sticle din 1987. Da, exact. Eu zic să îmi pui un pat și să mă culc aici. Până la pat, vă rog să mă urmați, să avem un loc interesant. Da? Hai să mergem. Printre bulevardele astea pline de sticle, așa, aproape că e frustrant, știi, de pică pe chinu, prea multe sticle, doamne. Ei, n-a căzut niciuna. Crezi că Viorel să ne dea la un moment dat să și degustăm? Eu sper și vreau, poate descoperi ceva nou. Băi, am auzit că niște beciuri secrete pe aici, cu povești, da, da, cu... Deci... Da? Ne închizi în beciul secret? Avem un beci plin de secrete. Secrete și de legende. Deci probabil este vinăria cu cele mai multe legende, care unele, din păcate, nu s-au născut în cele mai bune vremuri. Da? Ca și legenda noastră cu camera secretă, care a apărut
în rezultatul legii prohibiției pe care a inițiat-o Gorbaciov pentru a lupta cu alcoolismul din acea perioadă. Problemă. Da, și vinăria fiind cumva printre primele ținte a legii respective, era cumva risca să fie distrusă o bună parte din colecția de vinuri pe care avea la acea perioadă. Uh-huh. Ei bine, oamenii care au muncit aici de o viață au riscat cumva cu libertatea, probabil. Deci gospodarii locului și-au construit o cameră secretă în care au reușit să ascundă un mic număr de, o mică cantitate de vinuri, exact pentru a le feri de, spunem așa, consecințele acelei legi. Vezi, Diana, unde era ascuns secretul lui Bacchus de Gorbaciov? L-au pitit aici. Și eu știu o vorbă, legea e lege, dar e mai bună legea dacă e încălcată. Stai să intru eu primul, să nu, da? Așa, stai puțin. Ha. Mergi în inspecție. Așa, păi nu, să fiu sigur, nu? Wow, fii atent. Deci aici e locul. Da, asta este camera secretă în care au fost ascunse mai multe mii de sticle cu vin. Din păcate, până în zilele noastre au ajuns o cantitate un pic mai limitată, dar acestea sunt vinurile, este parte colecției noastre care sunt înregistrate în patrimoniul de stat. Cel mai vechi vin fiind din anul 1973, care este buchetul Moldovei. Da. Mă gândesc, voi nu aveți la ce să vă gândiți, eu mă gândesc ce făceam. Da, ce făceam eu în 73. Eu nici nu mă născusem atunci. E frumoasă teoria, dar parcă mai frumoasă e practica. Ne-am tot plimbat, am văzut vinurile alea pe acolo, pe pereți, să zic așa, înfipte în blocurile astea de piatră ancestrale, dar uite că a venit momentul fericit, zic eu, să trecem și la practică, nu? Știi ce îmi place? Când zici cuvântul frumoasă, te uiți la mine. Da. Da. Mă inspiră. Păi văd. Să începem cu unul din cele mai premiate, cele mai medaliate vinuri pe care le avem noi. Este vorba de un vin spumant care se numește Moldova Deluxe. Este un spumant brut cu care noi ne mândrim din câteva motive. Deci unul fiind faptul că este unul din cele mai medaliate și al doilea este un vin obținut dintr-un soi autohton care se numește Riton. Acum avem fericită ocazie să degustăm acest spumant. Deci Riton, ce nume frumos! Mamă, uite ce spume face! Da. Dar știi, cel mai interesant la un vin spumant este perlajul. Cu cât mai fine sunt perlele din pahar, cu atât vinul este mai de calitate. Și uite ce perle finuțe are acest Riton. Hai, pentru prietenie. Riton are un semiton. Un semiton, da. La o damigeană, voi beți, eu cânt. O damigeană și un pahar și cu un lăutar, aș petrece așa până la ziua. O damigeană și un rachiu, neică, stai că viu, până dimineață să mă vezi până târziu. Da. Deci un spumant și cu un rachiu după. Și cu o blondă. Noi avem și un vin un pic mai deosebit de celelalte pe care le-ați văzut până acum. Este același spumant, doar că are un pic alt, spunem așa, specific și ambalaj. Să mă uit? Chiar vă rog frumos. Nu ai văzut ce scrie acolo? Enescu. George Enescu. Așa ne-am trezit noi într-o zi inspirați că ar trebui să avem un vin care să reprezinte cultura neamului nostru, deci să vorbim noi despre vinuri și despre cultura consumului de vin, dar și despre cultura neamului în genere. Da, vreau să văd ce-i cu chestia. Wow! Wow!
Wow! Ne-o cânti? Lasă, da! Wow. Vezi tu ce înseamnă? Eu nu știu să cânt, dar am luat pontul de la Viorel mai devreme și mi-a spus că dacă scanez acest QR code, așa, apare melodie. Wow. Vezi? Vezi? Unică chestia asta. Da. Este o chestie unică în lume, să știți. Într-adevăr. Deci nu mai găsiți asemenea produse combinate cu vinurile nicăieri. Noi suntem cei care îmbuteliem atât vinuri cât și emoții, da? Și amintiri. Următorul vin este un vin special. Noi avem creat o gamă de vinuri, se numește vintage, da? Mm-hmm. Și nu este doar o, să spunem așa, o denumire care sună frumos, deci ea descrie o gamă de vinuri vechi. Da? Deci noi aici avem un traminer, atenție, din anul 1988. 88, păi și mai... Bacuș, ia vedem, să vedem. Da? Ia să vedem și 88. Pe ăsta. Da, eu sunt din 87. 80. Adică aveam un an. Eu sunt mai vechi, nu mai vreau să spun. Da. Eu ar trebui să-mi rup buletinul. După ce beau vinul. Și ăsta cum? A fost îmbuteliat sau a fost ținut în tancuri? Cum da, el a fost îmbuteliat recent, dacă să citim eticheta, el a fost îmbuteliat în august 2021. Și el și-a păstrat culoarea datorită modului său de păstrare. Deci el a fost păstrat în vase metalice, fără a avea contact cu aerul și respectiv nu a avut loc procesul ăsta de microoxidare care are loc prin dop. Are prospețime atât de prezentă. Într-adevăr, acitatea s-a mai muiat, parcă puțin s-a șlefuit prin timp, dar vine foarte crocant, foarte plăcut, așa, în care... Este un vin capcană, deci eu totdeauna țin să spun că consumul de vin nu este doar un consum de alcool. Deci consumul de vin este un ritual, aș zice eu. Și pentru cunoscători este un vin capcană, pentru că când îl vezi, deci noi îl apreciem inițial olfactiv, deci are o culoare relativ tânără deschisă. Tână, da. Da? Deci aromele sunt altele decât le are un traminer clasic. Hai să-ți cânt o melodie pentru vinul ăsta, nu? Da. Mie îmi place asta că e mai nouă. Vreau să sparg paharul în care am strâns, Doamne, tot amarul, beau până dimineață cu prietenii mei de o viață. Așa că vreau să sparg paharul în care am strâns, Doamne, tot amorul, beau până dimineață cu prietenii mei de o viață. Eu pentru prietenie beau între bărbați și femei. Bun. Cu un singur amendament, spargem pahar după ce bem vinul, da? După ce terminăm vinul, da. Următoarea gamă de vinuri pe care noi vă o prezentăm este o vinuri cu indicație geografic protejată CODRU. Este o gamă de vinuri pe care noi ne mândrim foarte mult pentru că ele exprimă sau au amprenta locului. Deci nu este un vin oricare, îmbuteliat la Melești Mici, dar este un vin crescut cu, spunem așa, cu mânuțele noastre și le reprezintă caracterul zonei. Spunem noi că dacă Melești Mici este cunoscut în lume ca deținător al cele mai mari colecții de vinuri din lume, atunci Melești Mici are și cea mai mare colecție de vinuri din universul cunoscut. Și astfel a luat naștere gama asta de vinuri Univers. Eu și tu ne-am creat universul. Vreau ca timpul să fie oprit. Să-și oprească și soarele mersul pentru clipa când ne-am iubit. Ce tare! Are culoarea rubinului. Fii atent, ce frumos! Roșu rubiniu cu reflexii granat, așa puțin. Deci pe lângă faptul că este un vin al locului, să spunem așa, este un vin din soiul fetească neagră. Fetească neagră fiind și un soi autohton care crește doar în regiunea asta, Moldova, România. Ce an avem aici? 2019. Este o fetească neagră din 2019. Ăsta e acrișor așa, a? Crișor, dar știi ce e interesant la el? În nas simți exact ce trebuie să simți la o fetească neagră. Vine prunea uscată. Mai avem un vin
aceeași fetească neagră cu un alt ambalaj. Sergiu? Ia, stai să vedem. Deci, eu o să fac așa. Îl scanezi și pe ăsta. Și să vedem dacă recunoști. Fii atent, facem așa. Și am oprit și de aici încolo continui. Vrei să cânt eu? Bună-i vinul Gheorghiului, l-am tiri-di-di-di-da-ri-da-ri-da. Bună-i vinul Gheorghiului, l-am tiri-di-di-di-di-di-di-da. Cules seara până târziu, l-am tiri-di-di-di-da-ri-da-ri-da. Cules toamna până târziu, l-am tiri-di-di-di-da-ri-da-ri-da. Aiu! Și îmi place, știi, mai departe vine cu aia, mult mai beau și nu mă îmbăt. Acum, discutabil. Următorul vin pe care vă-l prezint Noian este din aceeași continuitate a ideii că vinăria Meleștenici este una inedită. Deci are nu doar galerii subterane, colecții, dar are și suflet. Da? Deci vinăria Meleștenici, la propriu, a fost săpată într-un fund de mare. Noian înseamnă ceva foarte mult. Da? Deci noi avem... Din abundență. Din abundență, da. Avem cea mai mare colecție. Da? Avem cele mai lungi galerii subterane. Da? Fiind și într-un loc unde a fost și o mare foarte mare, da? Cu o întindere foarte mare de apă. Deci noi considerăm că spiritul este maritim, cumva ne reprezintă pe noi și avem o legătură directă cu această mare sarmatică care nu mai este deja pe aceste meleaguri. Noian este un cupaj de Cabernet, Merlot și Pinot. Este un cupaj din anul 2011. Dar ăsta nu ți se pare ceva mai închis la culoare? Da, aici vine forța Cabernet-ului care mai colora mai intens. Și uite că l-a lăsat la final. Ăsta înțeapă limba. Are așa puțin condiment dat acolo. Ai simțit? Da. Aici se întâlnesc taninurile din Cabernet Sauvignon și totuși după ai moliciunea de Pinot Noir care îmblânzește ușor povestea, de urmă de condiment. Asta te-a înțepat la limbă, ceea ce îl face plăcut. Subterane. Suntem la vreo 60 de metri. Da, acum la vreo 60. La vreo 60 de metri. Știi ce bine e și ce bucurie așa parcă vine în suflet. Foarte. Știu că ce frumos trebuie să se și termine la un moment, dar mie nu-mi vine să mai plec. Nu dar, spune că deja suntem la final. Da, ne apropiem de finalul. Deci, dar uite, ne-am apropiat atât de frumos și vreau să-ți mulțumesc, Diana, că ai onorat această invitație la Milești Mici. Gazdei noastre, Iorel, care a fost la înălțime, deși ne aflăm la adâncime, la înălțimea adâncimii, ca să zic așa, și ne-a bucurat cu vinurile astea. Am fost absolut fascinat și de noile etichete, recunosc, pentru mine a fost o surpriză plăcută. Pe câteva le degustasem, le știam, dar încă o dată am revenit la adevăratele valori ale vinurilor prin această degustare. Și eu vă mulțumesc și vă așteptăm cu drag să reveniți ori de câte ori treceți prin meleagurile noastre. Dacă îmi permiteți eu, ca unica femeie din această companie, să închei cu mesajul că sunt fericită să fiu turist la mine în țară și să mă bucur de producătorii autohtoni, să-i cunosc personal și să le doresc mult succes și multă baftă. Mulțumim frumos! La mulți ani! Mersi, Sergiu! Sante! Partenerii emisiunii Wine Trips România, compania Molțel, Satul German, filosofia unei locuințe cu atitudine.